Trecem astăzi la pagina. Ce pagină avem? 110 și o să-mi iei mult. Bun. Hai să vedem. Pământul. Numerele naturale de la 20 la 31. Pământul este planeta pe care trăiesc viețuitoarele, oamenii, plantele, animalele. Numără și scrie numărul corespunzător pentru fiecare grupă. Colorează cu albastru caseta în care ai scris numărul cel mai mare. Dar până atunci, succes la numărat. Ce avem din numărat? Oamenii, copaci, animale. Dacă observi, aici avem oameni și... plante. Flori, da? Florile sunt cu copaci? Păi una e copacul, una e floarea, nu? Da, dar păi, arată, succes! Dar nu arată un pătrat pentru floare. Păi sunt împreună, numeri în același... Adică număr copaci și e pun rezultatul și nu, Giulie, nu. Copaci plus florile, cum e la animale. Numeri toate animalele din diferite specii. Acum da? Am înțeles. Succes! Cred că o să ții mult ușor. Da, cum am zis, mult! Succes! Eu zic să numeri mai întâi cei mai puțin. Animale. Succes. Unu, doi, trei. Nu, unu, doi, trei. Unu, doi, trei, patru. Ce-ai făcut? Păi ai făcut un A. Un nu. Bravo! Uite un cu, un i. Ia, te fă de pe mine. Ia. Păi te fă litera asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo! Ai făcut până! 6. Ia, te mai faci asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Ia, uite, vin. Ia uite cum ai făcut o linie, da? Vine fix de aici, da? Una, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai încerc, da? 9, 10. Mai fac unul. 10. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12. Nu, no, dar doar 3 linii, Jessie. Papa, papa, fac singur? Da, păi asta trebuie să fac singur. Deci, 1, 2, deci, prima dată erau 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12. Am făcut eu! Da, dar nu-i ce te-a rugat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Treisprezece. șaptesprezece, optsprezece. Paisprezece, cincisprezece, șaisprezece, șaptesprezece, optsprezece,
19. Acum hai să număr fără. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stai, nu, nu, nu. Violeta, dacă ai numărat odată corect, 20. Nu stai două ore până când nume. Bun, asta e categoria de animale, 20. Nu, copaci. Unu, doi, trei, patru, cinci. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14. Unu, doi, doi. Unu, doi. 1, 2, 1, 2, oh, asta tot ai făcut! 3. Încă putem așa toate? E, dar pune capacele. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, mama, dar nu ai scris niciuna. Giulie, nu, Giulie, nu așa se face. Pierdem timp de pomană. Ce ai găsit până acum? Prima e 20 cu animale. Păi scrie! Păi scrie cu aia! Da, asta le-ai făcut tu? Da, asta a făcut mame. Asta a făcut ea? Da, doar cei cu pixul, am eu vreo 3. Cum ai, eu a făcut ea? Ah. Da, cum le-a făcut? Ia uite, să înțeleg. Păi haideți! Astea toate? Da! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 29, 30, 31. Dar eu ce dau, când cred eu. Hai, Giulie, că sunt toate activități la matematică. Ce l-am făcut? De. Ce au frumos a făcut? Ai făcut poza? A venit! Mai ai făcut poza? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28. Cum numeri tu, mamă? 27, 29, 28. Hai mai, Giure, dar sunt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uite, hai să te învăț o șmecherie. Oprește-te. Hai să te învăț o șmecherie. Iei un creion, numeri 10 persoane, da? Și îi încercuiești, da? Din 10 în 10, ai înțeles? Dar numără și corect. Și cum numărăm din 10 în 10? Ia, 10... 10, da. 9. Hai mai, din 10 în 10. 10, 10, 10. Da, mai, și cât e 10 plus 10? 20. Ok, 10. 10, 20. Uite, 10. 13. Mama. 30. Hai. 40. 50. 60, 70, 80, 90, 100. Ca să-ți vină mai ușor, numără 10 oameni, îi încercuiești cu un creion. Mai numeri 10 oameni, îi încercuiești, ca să nu numeri un om de 100 de ori, da? Ce vrei mai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Giole, de ce te întorci de la capăt? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Îți scrii pe foaie că ți-ai numărat, da? Păi îți ascult creioanele. Creioanele? Da. Păi de ce nu are capac? E vina mea? Nu. Ți-am făcut capa, ți-am făcut vârf, da? Nu crezi că e mai ușor așa? Tare! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bă, mai compix, ce ți-i frică? E cartea ta. Vrei că să încercuiesc? Păi încercuiesc din 10 în 10, nu? Contează să numeri tu. Lasă că după aia vine mama la numără. Ce e pe tine acum? Unde ai făcut-o? Mama, da? Literally, it's all that point.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dar de ce nu încercuiești în timp ce-i numeri? Păta. Păi alea cum ai șmecheruță. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, hai. Bine, noi mai încercui în timp ce-i numeri, hai. Încerc. Mami, papa. Aici? Mai numără cele 10 persoane. Bine. Fă numai cum știi tu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cum pățește? Păi ce treabă ai, încercuiești odată, Julie, nu contează dacă cercui bine, corect sau nu, contează să încercuiești. Portocalii. Învață să numeri din 2 în 2, de asta am învățat să numărăm din 2 în 2. Uite cum e aici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 și tot așa numere. Învață să numeri din 2 în 2, dacă poți. Dai mai departe. 1, 2, nu mai fă așa cu încercuitul, hai. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 5. Câți oameni ai? Hai să vedem. Stai să încăm. 20 Îți bagi joc de mine? Nu. 2 plus 5 egal? Hai să vedem o leacă. 10 plus 5. Cât e? 15. Scrie. Mama. 15 plus 10. Cât e? Stai, asta e săgeata? E săgeata? Nu, Julie, e egal. Din cauza că aveați aici plastilină. 5, 10. 5 plus 0 egal 5. Și 1 plus 1 egal 2. Ok. Haideți să vedem cum ai socotit tu aici de ai ajuns la 70. Haideți să vedem ce cifri luăm să calculăm prima dată, da? 0 plus 0 egal 0. Dar de ce doar 0 plus 0? Dar 5 cum să scrie? Cu ce cifre se calculează? Cu cele din spate. Ok, hai să vedem. 0 plus 0 plus 5 egal 5. 10 plus 1 plus 1 egal 2. Deci 5 nu se calculează cu cele din față, ai văzut? Da. Vezi că în timpul liber o să-ți mai dau exerciții din astea.
Că de la 25 la 70 e cale lungă, da? Deci fii oleacă mai atentă. Când ai să faci tu o altă activitate, o să-ți număr și eu. În caz de ai greșit, stai și-ți scriu rezultatul corect. Hai, completează vecinii numerelor, da? Hai, ia și-ți fă, da? Eu plec de aici așa. Da, păi așa se face. Stai pe scaun și tu. O să vă doară spatele pe toate, pe amândouă. Asta mai pic. Fă cifrele mai frumoase. Suntem la ora de matematică, da? Ok. Colorează din 2 în 2 știind că ultima bilă colorată este 31. Cum numărăm din 2 în 2 dacă ultima bilă colorată e 31? Ia să vedem. 20. Păi pune mâna pe ele să vedem. 20, 22, 24, 26, 28, 23, 30. E corect? Deci cum numărăm din 2 în 2? Ca să fie ultima bilă colorată, cifra 31. Mami, uite becul. Hai, Giulica, ai șirul acolo, nu scrie pe tavan. Mami, uite becul. 21, 23, 25, 27, 29, 31. Deci ce cifre colorăm? Cele pare sau cele impare? Cele impare. Așa. Hai. Okay. No, man.